Ședința este legal constituită și legal deschisă lucrările acestea. Potrivit articolului 46 din legea numărul 215/2001, nu poate lua parte la deliberarea și adoptarea hotărârilor consilierul local, care fie personal, fie prin soț, soția, fiind sau rude, până la gradul al patrulea inclusiv, are un interes patrimonial în problema supusă dezbaterilor consiliului local. Hotărârile adoptate de consiliul local cu încălcarea dispozițiilor anterioare sunt nule de drept. Nulitatea se constată de către instanța de contencios administrativ, acțiunea poate fi introdusă de către orice persoană interesată. Supun la vot procesul verbal al ședinței anterioare. Nu este pentru. Împotrivă. Abține. 3 abțineri. Dau cuvântul domnului primar pentru a prezenta ordinea de zi. Proiectul 1. Proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local și a bilor de credite bugetare pe anul 2018. Proiectul 2. Proiectul de hotărâre privind aprobarea bilor de credite bugetare în cadrul bugetului de cheltuieli finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2018. Proiectul 3. Proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii mandatului membrilor Consiliului de Administrație al SCE Edile Salprest și declanșarea procedurii de selecție a noilor membri ai Consiliului de Administrație al SCE Edile Salprest. Proiectul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și desfășurare a selecției pentru întocmirea listei scurte de până la 5 candidați pentru fiecare post a membrilor Consiliului de Administrație a SCE Edil Salprescu, având ca autoritate tutelară orașul Petrila. Proiectul 5. Proiect de hotărâre privind analiza stadiului de înscriere a datelor în registru agricol pentru semestrul 1 al anului 2018 și stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activități. Proiectul 6. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei HCL numărul 59/2018 privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare al Direcției de Asistență Socială Petrila. Proiectul 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea premierii elevei Ilie Damaris. Proiectul 8. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri administrative referitoare la circulația rutieră și pietonală în orașul Petrila. Proiectul 9. Proiect de hotărâre privind însușirea protocolului de predare, primire, investiție, extindere de rețele apă și apă uzată Petrila-Petroșani, obiect 1, colector de Rănești Petroșani, parc industrial Petrila, tronsonul C1-C3. Proiectul 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului actualizat pentru obiectivul 3, rețea de alimentare cu apă, parc industrial Petrila, aferent obiectivul de investiție extindere rețele apă uzată Petrila Petroșani. Proiectul 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de comodat încheiat între UAT Petrila și Ministerul Economiei. Proiectul 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui act adițional la contractul de comodat numărul 3/20909/30/7/2013 încheiat cu Asociația Pescarilor Sportivi Lostița Petroșani. Proiectul 13. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al orașului Petrila a unor terenuri. Proiectul 14. Proiect de hotărâre privind propunerea de trecere a suprafeței de teren de 33 de metri pătrați din proprietatea statului român în proprietatea privată a domnului, a doamnei Lucaci Viorica, prin ordinul prefectului. Proiectul 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării unui schimb imobiliar și însușirea rapoartelor de valoare a proprietăților imobiliare. Proiectul 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării directe către doamna Gaja Maria terenului aferent locuinței situată în strada Colonie Cimpa numărul 32, Petrila. Proiectul 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării directe către doamna Borbeli Manuela și a domnului Borbeli Vasile a terenului aferent locuinței situate în strada Cloșca 4/2. Proiectul 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării directe către doamna Rusu Bianca și domnul Rusu Cosmin a terenului aferent locuinței situate în strada Crișan numărul 6/1. Proiectul 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință, raport asupra activității Direcției de Asistență Socială, asistenților personali și a persoanelor cu handicap grav în semestru 1 din 2018. Și peste ordinea de zi v-aș ruga să aprobați
încă 5 proiecte care se referă la programul de reabilitare termică pentru care am depus proiecte pe POR, da? E vorba de... Da? Ați văzut? Bun. Vă rog să se puneți la vot. Aprobare. Să punem la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Deci la proiectul numărul 1. Întrebări? Să punem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Proiectul numărul 2. Da. Aș dori să solicit completarea cu o sumă de 36.000 de lei care au intrat în cursul săptămânii curente, bani venit de la DSP pentru salariile cadrelor sindicale. Să mai facem alt proiect de hotărâre, atât aș dori. Foarte bine. Da. Deci cu amendamentul propus, mai da. Să punem o dată la vot. Cine este pentru? Potriva, abține. Vă mulțumesc. Proiectul numărul 2. Întrebări? Acum, cerem avizul de la Comisia Economică. Aviz favorabil. Să punem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? 14 voturi pentru. Proiectul numărul 3. Da, domnul Bun. Eu am întrebare la proiectul ăsta. Privind aprobarea prelungirii mandatului membrilor Consiliului de Administrație. Am văzut pe direct că prelungiți mandatul pentru o perioadă de 4 luni de zile. Deci acum 2 ani de zile, când era societatea la început, nu știam cum va merge, cum va... și am dat încredere pe 2 ani de zile. Acum știm că merge foarte bine societatea, îmi trebuie de ce prelungim mandatul pentru 4 luni de zile. Pentru că, între timp, legislația s-a schimbat și va fi altfel structurată componența, începând de la director, Consiliul de Administrație și cenzori, care am înțeles că pe noua ordonanță nu mai există. Mergem pe ordonanța 109. Da. Și am să termin răspunsul. Am zis că punem pe o perioadă determinată de 4 luni până când reușim să ne organizăm pe noua legislație. Eu am aici o întrebare. Ordonanța 109 a fost în 2011. Da. Și atunci, de ce în 2016 nu am mers pe ordonanța 109? Probabil la momentul ăla nu... Mă rog, n-am fost suficient de informat ca să... Probabil. Și răspunsul ăsta e corect. Și am văzut aici tot în proiectul ăsta criteriile de selecție vor fi aprobate de către Consiliul de Administrație. Eu am vrea sincer să fie aprobate de Adunarea Generală a Acționarilor. Sau să fie aduse la cunoștința ABA, dacă se poate. Criteriile de selecție. Criteriile de face Consiliul de Administrație, le face o comisie care propuse tot așa ca să fie în cadrul primăriei. Din câte am înțeles eu din proiectul de hotărâre. Deci, nu mai este mai la 5, la 4. Deci, juriștii. Comisia de selecție va dori o componentă inițială și ulterior o componentă integrală, care vor fi supusă acolo în Consiliul de Câți membri o să fie în Consiliul de Administrație? Sau un nou Consiliul de Administrație? 5. 5. Din aia 5 poate face parte și domnul Bucur. Dacă dorește. Nu dacă dorește, dacă o propune. Deci depune candidatura pentru că membrii... Nu. Am înțeles că se face o selecție, nu? Da, deci tot
se pot pune, depune, se pot depune candidaturi pentru... Vă dați seama că... Se-și depune, domnul Burdeș. Se împlinește criteriile. Nici nu se pune problemă. Nu toată lumea de ce consilierii locali nu face parte din Consiliul de Administrație. Sunt incompatibilitate. Nu știu, dar asta... Dar nu mai este o noțiune de incompatibilitate. Am înțeles. Acum Consiliul de Administrație, Consiliul de Administrație. Dacă e legal. Nu e problemă. Acum, domnul consilier Bogdan, cu ce referire că atunci când s-a realizat această societate, de ce nu s-a mers cu Suceava Nouă? Nu s-a mers pentru că în tot județul Hunedoara se făcea pe legea 31, după care au descoperit onorata conducere că nu-i bine. Ceea ce s-a aplicase 109 era ordonanță care era aplicată numai la nivelul companiilor naționale. O altă întrebare. Cerem aviz de la Comisia Juridică. Aviz cu se punem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? 10 voturi pentru. 4 abține. 5 abține. Proiectul numărul 4. Întrebări? Da, domnul Tenea. La regulamentul să fără regulamentul așa la articolul 3. Propunerea candidaților pentru funcția administrator se va face de către o comisie de evaluare, selecție, desemnată de Consiliul Local al orașului Petrila, din specialiști în baza procedurii stabilite prin prezentul regulament. Deci comisia de selecție administratorilor, da? Asta este una. Și la articolul 2, de fapt, cu 2 ar fi trebuit să încep, spune că așa este format, deci Consiliul de Administrație, din 5 membri, din care 4 neexecutivi și unul executiv director. Așa scrie în lege, nu s-a modificat. Poate să fie. Poate. Și nu de asta, nu în logic din legea. Directorul general face da, da. Poate să fie membru al Consiliului de Administrație, sau poate să nu fie, nu e nicio greșeală. În acest moment, constitutiv prevede că un administrator e și director al societății. Da, atunci, deci... selecția se face cu un administrator care este executiv, care este și director, și este neexecutiv. Și în privința comisiei, comisia ca și componență a fost un proiectul anterior, e o comisie formată din... Bună ziua! Din cei din cadrul partidului de specialitate a primăriei, de la resurse umane, secretar, director economic, deci 109 prevede că, de regulă, specialiști în resurse umane, atât de mult specialiști în resurse umane, ca și atât de mult. Și după câte am înțeles, și noi, din Consiliul de Administrație, se poate face fondul de universitate de studii superioare. La Consiliul de Administrație, cerința prevăzută de 109 este ca două persoane să aibă studii economice sau studii și obiectivele de 5 ani. Această, iar fiecare din membru trebuie să aibă experiență în conducerea, administrarea unei societăți, nu mai e profitabile, să aibă rezultate, studiază mai multe rezultate. Dar cerința de experiență e doar pentru 2 dintre ei. Alte întrebări? Dacă nu mai sunt, cerem avizul de la Comisia Juridică. Supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? 11 voturi pentru, 5 abține. Aș dori să dăm cuvântul invitatului
Da. Ca să nu mai vedeți mai întâlnit. Mă numesc Ștefan Adrian, vedeți în ce stare sunt, cu treaptele somnul, fără picioare. Am cerut, am vorbit și el cu domnul primar, în direct la Mondo TV. Aici am legea pe care se pomânesc, că văd că primăria nu știe să caute legea, fac și 42. Chiții și dumneavoastră care sunt problemele transportului și a locuinței pentru persoanele cu handicap. Am extras numai cele două puncte. Deci domnul Ștefan a solicitat sprijin pentru mijloacele de transport în comun să fie amenajate cu rampe pentru urcare și coborâre pentru persoane cu handicap. Are dreptate, dar i-am spus și ieri, mijloacele, sau mă rog, traseul este autorizat de către Consiliul Județean, este un traseu interurban. O să încercăm să găsim o soluție, să domnul o rezolvăm. Nu a fost un răspuns, am răbdare, un an jumătate. Eu își cu ochii. De exemplu, în 23 vine optii la anul la Lupeni. Să deschid eu secție acolo. Am înțeles. Eu v-am spus că peste un an și jumătate s-ar putea să avem o linie verde de autobuze electrice și care vor fi dotate așa. Cu... Da, e adevărat. În mod normal ar fi trebuit în caietul... Am făcut aceste sesizări. Păi, acum, dacă în 2013 s-a făcut aceste contracte, suntem în 2018, s-a schimbat regimul, s-a schimbat guvernul, s-a schimbat tot. Legea e actualizată și intrată în vigoare cu 1 ianuarie 2018. Scrie clar. Ceea ce la noi nu există. Cum nu există dacă e monitorul oficial, domnul? Cu legea. Deci legea este dată pentru mijloacele de transport în comun. Și asta e mijloacele de transport în comun. La noi nu. Citiți colegii dumneavoastră acolo. Domnul Ștefan. Nu domnul Ștefan, ci trebuie domnule secțiunea cinci de acolo. Ia-o pe acum primarul și citește secțiunea cinci. Împreună cu operatorii de transport se face. Deci, o întrebare. Noi nu am cartea dacă perioada orașului Petrila a revisat un mijloc de transport și în funcție de solicitările care vor veni, nu știu, telefonice sau așa, să putem asigura ori persoanelor netransportabile dacă au nevoie să fie duse la spital sau undeva. Da. Mașina de la direcția de asistență socială. Nu este o soluție. Nu mai pot să dacă permiteți, soluția este atunci aveam un punct de sprijin ca să dumneavoastră ne s-a totat de la ajutorul social. Vă urcam că aveam un punct de sprijin. Acum nu mai am nici punct de sprijin. Nu mai cu căruțorul pot să fie dar s-o ascultă de doamna directă. Deci transportul este transport local. Transportul de la noi la Petroșani este transport interurban care este scos la licitație de Consiliul Județean de Ardea. La caietul de sarcini, când s-a făcut licitația, s-au omis a se adapta un transport. Singura soluție, ce se poate face, este la transportul de taxi de pe raza orașului Petrila să propuneți sau să-ți faceți la autorizări o mașină adaptată cu eventuale scutiri sau alte probleme. Bine, asta nu înseamnă că nu trebuie să încercăm. Să-i dai niște, poți încerca să-i dai niște, pentru că, nicio falsificări, să-i scutești taxa de impozit, de exemplu, dacă el își adaptează autorizația ceva, dacă își adaptează mașina. Pentru că persoanele cu handicap, domnul este încadrat în unul cu handicap, asta înseamnă că are dreptul la însoțitor, a optat să nu-și angajeze persoana cu handicap, să plătească din indemnizație pe cineva care să-l îngrijească. Bun, are un buget complementar care pentru asta este dat. Pentru facilități, pentru curent, pentru telefonie, pentru taxi, pentru a merge la un medic și a venit... Nu mi-a calificat un taxi!
care exista o mașină adaptată, vicima din Brașov, decât cu scaun cu rotile. Asta înseamnă că trebuie o mașină adaptată să poată urca scaun cu rotile în acea mașină. Doamne, cum s-a putut adapta pentru primărie? Cumpăra un microbuz de 2 miliarde. Eu mai citesc eu pe mine. Se poate adapta și pentru noi persoanele cu sănătate. Vă întreb, vreau să mă duc la asociație sus, la dumneavoastră acolo, da? Cum pot să procedez? Aveți varianta în care să vă angajați o persoană, un asistent personal, care să vă îngrijească și care să vă reprezinte peste tot în interesul dumneavoastră, care se poate deplasa la noi oricând în interesul dumneavoastră. De-aia este indicat să mă duc în primărie. Vă spun acum, le spun pe toate, dacă mă ajuns aici. Vreau să mă duc în primărie. Ce fac? Stai că bine, domnul primar a spus că vine jos. Am înțeles. Dar cum va treaba la birourile de pe acolo? Ce fac? Cum urcă acolo? Fiind funcționari afară. Da. Fiind funcționari cu calculatoare, cu tot în prea domnul. Da, aveți om dreptate. Fi, om fi noi muncitori, ce vă mai fi de bine. O să... Cine reprezintă pe noi persoanele cu handicap în primăria Petrila de bine? E bine, nu voi nevoie să aveți un reprezentant al dumneavoastră, pentru că aveți... De la asociație, să văd în ce situație sunt eu, schimbându-se, că sunt cu handicap și cu gâtul, cu mâni, că se vede, și cu atintare și de câte ori au venit din proprie inițiativă, ce face profesorul, au murit, nu au murit? Da, domnul Ștefan. Doamna directoare spunea că aveți posibilitatea să vă angajați un asistent personal. Am soție care are grijă de mine. Dar de ce nu o angajați pe soție? Cum să o angajez dacă e pensionată? Este și dânsa bolnavă, are și dânsa nevoie. Eu am recomandat să găsească o persoană care să-i îngrijească, pentru că s-ar putea să fie imposibilitatea ca dânsa să îngrijească, deci... pentru că dânsa ne-i zănătoasă tu. Prin direcția de asistență socială, statul vă oferă posibilitatea să vă angajați. Păi, stați așa un pic, că vă răspund acum la ce mi-ați spus dumneavoastră. Dacă s-a interesat cineva de dumneavoastră, aveți posibilitatea să angajați pe cineva... Să angajați la mine. Păi, mă rog, 8 ore, probabil. Împărțiți programul cum aveți dumneavoastră nevoie acum. Nu trebuie să stea 24 din 24, dar în 8 ore... Odihniți, că noaptea probabil dormiți. Vă mai odihniți, dormiți. Cu asistentul faceți un program când aveți nevoie de el. Dimineața, la amiaz, seara. Am nevoie noaptea. Să mă duc la toaletă. Vine asistentul social la mine? Domnul primar, nu mă credeți prost. Am făcut și la Ministerul Muncii și al... protecție sociale. Și ce răspuns ați primit, vă rog frumos? Am făcut și la Consiliul Județean și totuși o să trebuiască să rezolvați treaba asta. Nu deci este o problemă reală, transportul. Adaptarea transportului, primăria, împreună cu transportatorul, e obligată să facă așa ceva. Scrie clar acolo. Da. Dumneavoastră n-ați înțeles un lucru. Noi nu avem un transport local organizat și autorizat de primăria orașului Petrila. Este un transport interurban organizat și autorizat de Consiliul Județean. Dar o să găsesc o soluție și pentru dumneavoastră. Așa cum v-am rezolvat și v-am făcut rampă de intrare în scară, de urcare pe scară, o să vorbesc cu transportatorii și o să facem o rampă mobilă pe care o să aibă la microbuze să vă puteți urca să coborâți de microbuze. Am nevoie de analize speciale, să știți că și noi, eu vă pot ajuta de la Petrila la Petroșani, dar de acolo a zis că mergeți la Lupeni. Cred că soluția tot, ce zicea doamna directorului, cu un taxiu sau cu o mașină mică, care să aibă posibilitatea să vă urce, să vă coboare, să vă ducă de acasă direct până... Păi da, un taxiu poate să-și... se poate adapta. Mi se dă 11 milioane, da. Să fie mașina adaptată și o plătesc. E mai 11 milioane. Dar să fie. O să fie. O să fie. O să...
vorbim cu taximetriștii, pentru că nu sunteți singuri și mai sunt și alte persoane. Nu, și atunci... sigur, tocmai, este o persoană în cimpa, tot în situația... Și în Brăteanu, și aici, în Netel, cu 22 decembrie, da. Da. Soluția e bună, care este la... Nu e neapărat să fie o mașină de asta mică, poate să fie și o mașină care are un loc mai mare în spate și să o adapteze pentru... Da, să-i oferim facilitate. În de exemplu, sunt mașini maxitate, adaptate pentru așa ceva. Da, dar au transportul local, asta e problema, nu avem transportul local. O să fie și la noi. Și firma se rame atunci de unde, sau cum e, se rame. Nu e transport local. Transport interurban. Dacă am fi avut transportul până la linia ferată, ar fi fost local. Dar l-avem până în Petrușani. Mergem și în altă localitate, de-aia interurban. Domnul Ștefan, o să găsesc o soluție și o să vă ajutăm, bine? După ce o să găsesc, o să se găsească și soluția. Eu sper să nu se întâmple. Eu am de 4 ori fapt dintr-o mine pe zi. Am retinopatie oculară. Nici așa nu se poate. Ne facem fizica de la unul la altul. Scrie clar acolo. Deocamdată știu să fie. Da. O să găsim o soluție să rezolvăm problema noastră. Bine? Vreau să vă spun. O să vedeți. Bine. Haideți să mergem mai departe. Eu atât am de spus că am înțeles. Vă salut și multă sănătate. Vă țin bună sănătate. Sănătate. Proiectul numărul 5. Întrebări. Nu sunt întrebări, cerem avizul la Comisia de Urbanism. Punem la vot cine este pentru. Împotrivă. Da, și pentru. Proiectul numărul 6. Întrebări? Da, domnul. Înțeles aici că se adaptează niște modificări legale, da? Și dispare direct Consiliul Director. Consiliul Director. După ce ne-am informat, se revine la ceea ce a fost înainte, nu? Da. Aveți de la Comisia Juridică? Pozitiv. Supune la vot proiectul. Cine este pentru? 16 voturi pentru. Proiectul numărul 7. Începări. De oinecurile noastre, la școala 5, pe pagina Petrușani. Da. Aveți de la Comisia Economică? Panorama. Aviz de la Comisia Social-Culturală. Aviz favorabil. Supune la vot proiectul. Cine este pentru? 16 voturi pentru. Proiectul numărul 8. Întrebări? Sunt ceva modificări la trecerile astea? Care unde da, a fost sau unele... Sunt suplimentate? Nu, nu, au fost anulate. S-au mai anulat ele? S-au anulat câteva treceri de pietoni. De principiu discutați-mă, mă așa zis că să... Am înțeles. S-au asupra amendele de poliție. E cu acordul poliției. Da. Deci nu face acord de poliție. Ăștia sunt foarte importante. Da. Cerem aviz de la Comisia de Urbanism. Aviz. Supunem la vot. Cine este pentru? 6 pentru. Proiectul numărul 9. Întrebări? Dacă nu sunt întrebări, aviz de la Comisia Economică. Aviz de la Comisia de Urbanism. Se pune la vot. Cine este pentru? 16 voturi pentru. Proiectul numărul 10. Întrebări? Aviz de la Comisia Economică. Favorabil. Aviz de la Comisia de Urbanism. Se pune la vot. 16 voturi pentru.
Trecem la proiectul numărul 11. Întrebări? Nu s-au mai continuat demersurile pentru transferul către primăria centrului de afaceri prin hotărâre de guvern. Acum vorba toate posibilitățile de parte. Dar numai că nu există bază legală deocamdată. Am solicitat. Păi, hotărâre de guvern, bază legală. Mi se pare că nu e constituțional, nu poate fi trecut în, inclusiv, discuția asta exact, că am avut-o și cu cei de la Ministerul Energiei pentru activele minei pe Tila, nu pot fi transferate cu titlul gratis. Dar trebuie să facem o evaluare și să cumpărăm. Dar, deocamdată avem în folosință gratuită și nu ne ocupă tot acolo. Cât de ocupate? Știți să-i plin, deci, de știam că începusem demersurile pentru hotărâre de guvern, s-a făcut propunerea trecut de Consiliul Județean, și la demersurile la guvern. Și s-a oferit la Ministerul Justiției, care nu dă aviz. Da. Și la finanțele la fel. Da, da, da. A votat? Da, 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 da. Aviz de la Comisia Juridică? Să pune la vot? Cine este pentru? 16 voturi pentru. Proiectul numărul 12. Aviz de la Comisia Juridică. Pozitiv. Aviz de la Comisia de Urbanism. Nu, aviz. Supunem la vot. Cine este pentru? 16 voturi pentru. Proiectul numărul 13. Întrebări? Am trecut. Aveți de la Comisia Juridică? Am înțeles că la... obligat sau, să zic așa, însărcinați pe cei de acolo să aibă grijă și de, de la vorbiți. Evacuarea apei când este cazul? Nu, neapărat. Să-și facă Ministerul Apelor Române solicită să facem aviz de gospodării de apelor. Condiții în care ei administrează, ei au pe aștept acolo, să-și îl facă ei. Dar și cu nivelul apei, responsabilitatea va fi da. Adică, da, prin modificare, este modificare. Poate mai fi apropiat. Au preluat toate responsabilitățile. Da. Avizul de la Comisia de Urbanism. Favorabil. Îl punem la vot. Ne trebuie. Dar și de ce vorba pentru. Am reușit să spunem. Deci, în apă. Proiectul numărul 14. Întrebări? Aviz de la Comisia Juridică? Aviz de la Comisia de Urbanism? Favorabil. Supunem la vot. Cine este pentru? 16 voturi pentru. Proiectul numărul 15. Ne explicați aici acum e... cu schimbul ăsta. Deci, pe strada Candiei. Avem un garaj unde vine drumul, e chiar în mijlocul drumului, omul este proprietar pe el, am făcut în ședințele trecute un proiect de hotărâre prin care i-am atribuit în o martie loc pentru garaj, da? Și acum, după... Este și proprietar pe teren și proprietar pe construcție. Da, s-a făcut evaluarea terenului și așa. În schimb, dăm un teren unde își va edifica o construcție și dăm diferența de 10.000 de lei. Și el cedează garajul din farmul lui, care să fie în stradă. Iar am negociat cu folosul primării. Negociat. Eu dacă eram în locul lui, îi propuneam să faceți garajul identic. Aia am urmat prima dată. Așa am făcut. Și nu s-a putut. În formulege nu s-a putut. Și atunci a trebuit să-i facem evaluarea și să-i dăm bani. Mai bine așa, face. Și să-și fac de ani. Cum o înțeles? Aveți de la Comisia Economică? Favorabil. Aveți de la Comisia Juridică? Favorabil. Aveți de la Comisia de Urbanism? Supunem la vot. Cine este pentru? 14 voturi pentru. Proiectul numărul 16. Până se trece la proiectul pozitiv. La părângului. Când încep... Când îmi te aștept. În momentul ăsta ai dat... Se face să lucrezi la proiectare. Deci el a fost făcut licitația la DALI, proiectare cu execuție. Urmează să fie adus proiectul și după aceea se avizează proiectul în Comisia Tehnică din Primărie, ce lucrează. După alegeri. Vreau să știe. Să nu pare nici pe
Da. Domnul Tantru Plumeț, mi-a spus că vine și pământ. Nu, Plumeț sunt și pe la de la asta. Pământ se pun pe plumb și am spus că vine și pământ. Dar, uite, ca să fie treaba treabă, ultima sunat asta a fost cuprinsă pe asfaltare din primul mandat când am fost și eu consilier. Și n-ați asfaltat-o nici am urmășit și am mai urmășit. Tu o să mai câștigi un mandat când auzi, tu o să mai câștigi un mandat când noi o asfaltăm și te duci acolo și spui că datorită faptul că ești tu consilier. Eu zic să nu asfaltat, chiar așa a zis că nu am asfaltat. Dar am proiectul numărul 16. Aviz de la Comisia Economică, aviz de la Comisia Juridică, aviz de la Comisia Social-Culturală, punem la vot, cine este pentru, 16 voturi pentru. Proiectul numărul 17, întrebări, aviz de la Comisia Economică, aviz de la Comisia Juridică, aviz de la Comisia Social-Culturală, aviz favorabil. Supunem la vot, cine este pentru, 16 voturi pentru. Proiectul numărul 18, întrebări, aviz de la Comisia Economică, aviz de la Comisia Juridică, aviz de la Comisia Social-Culturală, favorabil. Supunem la vot, cine este pentru, 16 voturi pentru. Bine, înțeles. Proiectul numărul 19. Întrebări? Da, propun eu pe domnul Herș, mai ales. Ce? A greșit, greșit. Se pune la vot. Vreau să ne pune doar o, dar votăm și pe mandă. 16 voturi pentru. Da, să ne pune. Vă rog, da, da, da. Așa ne pune. Dacă nu propunea domnul Boba, nu se va bine. Puteți să ne întrebări la proiectul 20, raportul vostru activității Direcției de Asistență Socială. Proiectele de peste din proiectul numărul 1 peste ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea. Da. Bun. Proiectul numărul 1. Cine este pentru? 16 voturi pentru. Proiectul numărul 2. Cine este pentru? 16. Proiectul numărul 3. Cine este pentru? Abține. 16 pentru. Proiectul numărul 4. Cine este pentru? 16. Proiectul numărul 5. Cine este pentru? Mulțumim! Divers.